mesaj pentru oltenițeni. Păi ce aș putea eu să le doresc la oltenițeni? Cred că toți oltenițenii știu că eu și întreaga mea familie suntem de 4-5 generații în oraș și cu Ziua Națională a României le doresc să fie sănătoși, în primul rând, să aibă parte de bucurii și de cât mai multe realizări. Și să nu ne fie rușine, mă inclus pe mine aici, că suntem români. Românii sunt, cel puțin așa spune istoria, suntem un popor harnic, un popor deștept, isteț, novator. De-a lungul istoriei, noi, oltenițenii, ne-am pus amprenta pe istoria României. Și aici, dacă vreți, fac trimitere la războiul de independență și nu numai, pentru că Oltenița dăinuiește de aproape 500 de ani. Peste 2 ani vom sărbători 500 de ani de la prima atestare documentară. Dar ca și așezare, avem mult, mult mai mult. Asta ne spun toate exponatele de la muzeul din localitatea noastră și aici mă gândesc la cultura Gumenița. Încă o dată le doresc oltenițenilor să fie fericiți și sănătoși. Mulțumesc!